Elevii din capitală care nu sunt în clasele terminale se întorc mâine în bănci. Decizia a fost luată după ce rata de infectare în București a scăzut sub 1 la 1000. Copiii revin la școală cu o lună înainte de vacanța de vară, după ce aproape tot anul școlar l-au făcut în sistem online. Colega noastră, Lorena Burlacu, are mai multe informații. Bună seara, Lorena, te ascultăm! Bună seara tuturor! Da, mâine este ziua cea mare, mâine este ziua în care elevii din București se vor întoarce din nou în bănci, iar curțile școlilor vor fi din nou pline după un an atât de greu pentru noi toți, dar mai ales pentru profesori și pentru elevi. Cei mici nu se vor întoarce însă la viața lor normală, pentru că vor fi nevoiți să respecte în continuare măsurile impuse de pandemia de coronavirus. Mai exact, vor fi nevoiți să poarte în continuare masca de protecție pe timpul orelor. Vor putea renunța la ea, e drept, doar atunci când ies în pauze. Orarul va rămâne unul diferențiat și foarte important de punctat. Părinții care vor veni să-și ia copiii de la școală vor avea și ei nevoie de masca de protecție atâta vreme cât se află în perimetrul unităților de învățământ. Dacă, să spunem, un copil se va îmbolnăvi de coronavirus, întreaga clasă va trece în sistemul online. La ora actuală, să știți că aproximativ 8000 de elevi au făcut cereri pentru a rămâne în continuare și pentru a învăța de acasă din diferite motive. Și astăzi a fost însă o zi cu foarte multe emoții, o zi importantă, pentru că elevii au susținut prima probă din evaluarea națională de clasa a patra. E drept, notele nu vor fi trecute în catalog, nu vor fi făcute publice și nici măcar prezența nu este una obligatorie. Evaluarea națională a început de azi pentru elevii clasei a patra. Cei mici au susținut testarea la limba și literatura română cu prezență fizică, indiferent de scenariul localității. Subiectele nu li s-au părut grele. Cel mai ușor la examenul de azi mi se pare că a fost întrebările în care îmi spunea răspunsul în text. De exemplu, cum îl cheamă pe personajul principal. Cel mai greu mi s-a părut textul de la compunerea de la sfârșit, în care a trebuit să aleg din textul de la început patru substantive cu un cuvânt cheie și să le pun în compunerea mea, care compunerea a fost de vreo 10-11 enunțuri. M-am descurcat bine. Sper că e o notă bună. Evaluarea de azi a fost îndelung așteptată de profesori care vor să vadă ce cunoștințe au acumulat elevii în ultimul an. Cred că anul acesta aceste evaluări sunt importante, ca să vedem și noi cum stau elevii după aproape un an de zile de online și cât am reușit să facem cu ei și ce am reușit să facem cu ei. Subiectele de la evaluarea națională pentru clasa a patra sunt realizate pe modelul testelor PISA. Rezultatele nu vor fi trecute în catalog, nu vor fi făcute publice, ci vor fi comunicate părinților și discutate cu aceștia și elevii. Evaluarea națională va continua mâine cu proba la matematică și poi mâine cu testarea la limba maternă.